Protestatarii sunt nemulțumiți că nu au fost consultați înainte de a se lua această decizie și cer autorităților să revină asupra ei. Demersul părinților este susținut și de conducerea unității școlare. Decizia Consiliului Local nu a făcut bine, nu s-a făcut la noi părinții. În primul rând este o școală cu tradiție. În primul și în primul rând că a însemnat ceva pentru Râmnicu Vâlcea. Mulți oameni au ajuns mari din această școală. Și o știm foarte bine. Aici se formează mecanici automerge pe acest domeniu de 53 de ani. Dacă se închide această școală, sunt mulți copii de la țară, 60% din mediul rural, nu vor mai avea unde să meargă, fiindcă ei nu au capacitatea financiară să învețe la unul din cele trei licei bune. Dacă din și luptă pentru locul de muncă, noi, cadrele didactice, inclusiv cele pensionare, e bine să apărăm instituția școlară. Pe domeniul transportului, domeniul auto, nu ar trebui să se gândească altcineva că această calificare, acest domeniu, pregătirea elevilor în sine, s-ar putea face în altă locație. De ce? Pentru că, așa cum spuneam, avem în dotare, pe lângă laboratoare, ateliere de specialitate, avem un parc auto și mai mult decât atât, avem și o stație de verificare tehnică auto, unde elevii pot să își desfășoare activitatea de practică. De partea cealaltă, conducerea primăriei Râmnicu Vâlcea este decisă să nu dea înapoi și să ducă la final planul de comasare a Liceului Tehnologic Henri Coandă, dar și a Liceului Tehnologic Olchim. Am promis că vom tăia în carne vie, tăiem în carne vie. Cei care muncesc nu are de ce să le fie frică, nu au motive să fie îngrijorați, pentru că se vor duce dincolo. Cei care și-au avut norme fictive, create, bineînțeles, lucrurile trebuie scoase la iveală și nu cred că pe acest mod de gândire vom avea o poziție în Consiliul Local. Nu cred. De ce va fac grevă? Consilierii locali ai Râmnicului au votat pe 14 decembrie anul trecut propunerea executivului primăriei de a reorganiza prin divizare totală două licee tehnologice din municipiu, Henri Coandă și Olchim, începând cu anul școlar viitor.